presupune această etichetă socială, pentru că vorbim despre ea, dar nu prea știm ce înseamnă. Eticheta este în primul rând despre considerația față de cei din jur, considerația față de timpul lor, față de spațiul lor privat. Și în al doilea rând este un set de norme pe care, cunoscându-le și aplicându-le, ni se permite să ne purtăm foarte natural, foarte relaxat și ne ține departe de situații stânjenitoare. Cum ne conturăm stilul personal? Totul pornește de la un proces de autocunoaștere sau de cunoaștere ghidat de consultantul de imagine. Care este practic rolul consultantului de imagine în acest proces? Consultantul de imagine aliniază aspectul exterior al persoanei care apelează la astfel de servicii cu personalitatea, cu anatomia, preferințele, obiectivele, stilul de viață, rolurile acestuia sociale, profesionale. Cum trebuie să stea o femeie care poartă o fustă scurtă pe picior peste picior? Nu așa cum stă toată lumea, așa numai cu picioarele încrucișate de la genunchi. Putem încrucișa picioarele însă de la glezne. Să spunem, punem stângul în fața dreptului și îndreptăm picioarele ușor spre dreapta. Aș vrea să-mi spui, te rog frumos, care crezi că este piesa vestimentară care le dă bătăi de cap femeilor în sezonul rece? Rochia sau fusta este cea care dă bătăi de cap femeilor. Ni se pare că nu ne este suficient de cald, ne gândim cu ce să o purtăm, pe deasupra, pe dedesubt. Cum să-și aleagă doamnele hainele pentru seara de revelion? Asociem revelionul și rochia de revelion cu glamour, cu o rochie spectaculoasă, cu spatele gol, cu aplicații, însă nu orice loc este potrivit pentru o astfel de alegere. Poți să ne dai, te rog, o idee de ținută de revelion? E un moment special și putem alege cu încredere în continuare rochile cu aplicații, rochile cu paiete, cu fulgi, pene, costumele de inspirație masculină, tip smoking. Am văzut foarte multe cupluri asortate la party-uri. Cum facem să-i convingem că asta este o greșeală? Nu trebuie să indicăm că partenerul nostru, că bărbatul respectiv ne aparține, nici nu îl pierdem în mulțime, nu se întâmplă nimic dacă îi alegem sau își alege singur o altă culoare, o ținută complet diferită. Culorile, ținutele se aleg în funcție de trăsăturile anatomiei noastre, în funcție de culorile noastre personale. Mulțumim! Vă mulțumesc și eu!